Am 44 de ani. Teoretic, am un ten matur, chiar și practic. Am riduri. Am semne care arată că timpul a trecut. Am semne care arată că am râs, că am plâns, că poate n-au fost mereu momente în care să strâng din ochi doar de fericire, dar pielea arată exact ce sunt eu. Așa cum sunt eu, acum, și am grijă întotdeauna de pielea mea. Povestea mea cu produsele Yves Rocher nu a început nici ieri, nici azi, ci mai exact când aveam vreo 16-17 ani, ținând cont că astăzi am 44, faceți și voi un calcul rapid. Da, sunt foarte mulți ani de când am folosit primul produs de îngrijire Yves Rocher, iar pe vremea aceea nu se puteau cumpăra direct din România cum se poate cumpăra astăzi. Mi le trimitea o prietenă din Franța și credeți-mă că erau cele mai prețioase cosmetice pe care le aveam pe vremea aceea. Vedeți chestia asta cu Franța, oricum sunt o persoană francofilă. Așa sunt, așa am fost întotdeauna, nu știu să vă spun de ce, dar produsele astea chiar se fac cu drag în Franța. Și atunci când am citit prima dată informație despre compania Yves Rocher, am rămas impresionată de tot efortul lor și de tot atașamentul lor față de natură. Faptul că au culturi proprii, au culturi de care se ocupă și că în fiecare an fac tot felul de lucruri pentru a descoperi aceste extracte vegetale pe care apoi le folosesc în produsele cosmetice care ajung la noi. Și să vă mai zic o poveste așa din istoria mea. Prima dată am fost în Franța în 1995, da, știu, unii dintre voi nici nu erați născuți pe atunci, dintre cei care mă priviți. Și să știți că de atunci această marcă era foarte prezentă în viața francezilor și din ce știu eu este marca numărul 1 la capitolul îngrijire ten în Franța. Iar franțuzoaicele știți că au, au metehnele lor, au capriciile lor și au frumusețea lor, care este, într-adevăr, pot să vă confirm asta, ele țin foarte mult la frumusețea naturală. Ce aș mai vrea să vă spun despre gama aceasta de la Yves Rocher cu colagen? Este destinată tenului care începe să arate semne de îmbătrânire, dar nu neapărat. Vă ajută și pe cele care abia începeți, vă inițiați în tainele anti-aging-ului și vreți să faceți prevenție. Și treaba cu îmbătrânirea stă așa, îmbătrânirea tenului, care este până la urmă parte dintr-un proces firesc și normal. Ăsta este cercul vieții, naștem, ne bucurăm de viață, ne maturizăm, îmbătrânim și așa mai departe. Și toată viața asta trebuie să facem ceva ca să, pentru starea noastră de bine. Iar îngrijirea tenului intră în chestia asta. Tot ce înseamnă piele. Eu v-am mai povestit și cu alte ocazii, dar vreau să vă reamintesc. Pielea are trei straturi majore. Epiderm, derm și hipoderm. Să zicem așa că bucătăria și lucrurile foarte interesante, incitante, se întâmplă în derm. Iar acolo avem acele fibroblaste care... Ele sunt responsabile pentru producția a două lucruri foarte importante pentru aspectul frumos al pielii, și anume colagenul și elastina. Da, trec anii și procesele în corp încep să fie mai lente și atunci lucrurile astea se produc mai puțin, să spunem așa. Eu am observat, de exemplu, mă uitam la pozele mele de acum 10 ani și la pozele de acum, mi-am pierdut puțin din volum, să zicem, adică un pic trăsăturile s-au dus în jos. Acum vă spun sincer că mă așteptam la chestia asta, adică nu mă așteptam, ca la 44 să arăt ca la 34 sau ca la 24, în niciun caz. Numai că vedeți voi, lucrul ăsta se poate întâmpla mai repede, mai urât, și uneori așa, un pic descurajant pentru noi. De-aia este bine să ne gândim ce putem să facem pentru capitolul ăsta al colagenului și al elastinii. Și hai să începem aplicarea produselor. Bineînțeles, este ordinea clasică pe care ați mai văzut-o și în alte clipuri pe care le-am făcut pe tema îngrijirii tenului, adică nu este nimic savant sau nemai întâlnit. Am curățat tenul înainte să vin în fața voastră și încep prima dată cu serul. Întotdeauna începeți cu serul. Eu din acest ser am văzut că fac o una, două, poate și un pic a treia oară, depinde acum de fiecare. Încălzesc foarte puțin serul în palme și apoi încep prin mișcări de tapotare și merg și pe gât și pe decolteu. Ideal este, astea să le faceți la baie. Eu acum dacă fac acest clip pentru voi, aici mai multă lumină naturală. Și prin tapotare pe față,
pe toată fața până când simțiți că el este absorbit de piele și o să simțiți asta destul de repede pentru că are o textură foarte ușoară, foarte fină, apoasă și care intră ușor în epiderm ca apoi să-și ia și dermul ceva de pe acolo. Trecem la crema de ochi, care are un flacon foarte bine gândit, astfel încât să puteți doza foarte puțin. Eu folosesc întotdeauna aceste degete, și anume degetele inelare. Aplic aici cam, zicem, o cantitate, un bob de mazăre sau nu un bob de mazăre, să zic două boabe de orez mai dolofane, pe care le la fel, încălzesc puțin și prin presări ușoare de tapotare în jurul ochilor. De să faceți și ceva de genul acesta, pentru ca pielea să se relaxeze, cu cât epidermul este mai relaxat, cu atât absorbe mai bine ceea ce îi dăm la nivel superficial și transmite mai încolo către celelalte straturi ale pielii. Eu mai fac și aceste mișcări. De-a lungul anilor am folosit foarte mult genul acesta de mișcări, de fapt m-ați mai văzut și prin alte clipuri. Dar aici uneori mai insist pe aceste zone pentru că am înțeles că sunt zone așa mai, și aici deasupra sprâncenelor, care ajută la un drenaj limfatic optim, la o circulație bună, pentru că vedeți voi și aceste pungi pe care le facem, bine, eu am 34 de ani, știți cum e, nu poți să fii complet contra îmbătrânirii, adică nu ai cum să oprești îmbătrânirea, este un fenomen natural, însă poți să faci ca acest proces să devină mai plăcut și mai în armonie cu tine și cu ceea ce simți în interior, pentru că, hai să spunem pe aia dreaptă, avem 44 de ani sau 54 sau 64 sau fiecare cât aveți, dar în suflet încă vă simțiți pline de viață și vă doriți să arătați acest lucru și pe fața voastră. Dacă mi-a rămas aici foarte puțin, eu mai vin un pic și în jurul gurii, să spun așa, deja se simte foarte bine. Trec la crema. Aceasta este crema de zi. Puteți să folosiți spatulă, fiecare cum se simte mai bine. Eu dacă am mâinile curate, nu prea văd sensul neapărat să folosesc o spatulă, deci cine vrea să fie, se spune, mega corect, poate să folosească și așa ceva și pe aceasta o încălzesc. Și îmi place ca întotdeauna mișcările să fie ascendente, pentru că, vedeți voi, oricum ne luptăm cu gravitația, deși gravitația are și ea rolul ei, dar ne ajută să... Și sunt tot felul de mișcări de masaj facial pe care le puteți face cu aceste produse, pentru că, având atâtea ingrediente bune, e păcat ca pielea să nu se bucure de ele și atunci... Și ce se întâmplă? Gândiți-vă și la voi când vă face cineva un masaj plăcut, parcă simțiți că vă revitalizați, că vă simțiți mai bine, că aveți o stare de bine și apoi parcă aveți mai multă forță, mai multă energie. Așa și cu fața. Dacă îi faci un masaj plăcut și ea funcționează mai bine și ingredientele își văd de treabă. Ce îmi place mult la aceste trei produse este că nu lasă deloc acel film gras. Eu nu sunt așa, să zicem, nu am o problemă cu excesul de sebum. De fapt, eu sunt un pic, am zile în care tenul meu are prea puțin sebum, adică ar putea să aibă mai mult ca să fie bine. Dar gama aceasta cred că o să prindă foarte bine și celor care au un ușor exces de sebum, pentru că am observat că majoritatea dintre voi și chiar și toate studiile care sunt făcute în acest sens, inclusiv Yves Rocher face studii foarte temeinice pe consumatori, asta află că majoritatea consumatorilor au de fapt exces de sebum și atunci produsele trebuie gândite în așa fel încât și partea aceasta să fie reglată. Cred că ați observat că pe ambalaj scrie lifting vegetal și o să întrebați, bine, vegetal, dar eu nu sunt vegetal, nu sunt, păi nu suntem vegetal, numai că între extractul care s-a folosit în această plantă și pielea noastră, există niște similarități pe care cei din laboratoarele Yves Rocher au zis, păi frate, dacă tot sunt, hai să le folosim și pentru noi. Asta se numește Ajuga Reptans sau Ajuga Reptans, nu știu cum ar fi chiar corect să se citească. Ideea este până la urmă că este o plantă foarte rezistentă și care are o capacitate de refacere.
Ea trăiește în zone nu foarte prietenoase, dar reușește să se mențină. Ei, și cei din echipa de cercetare de la Yves Rocher au observat că acel colagen vegetal din această plantă are similarități foarte mari cu colagenul din pielea umană. Și atunci s-au gândit la un proces de a folosi acest colagen și a-l introduce în gama numită apoi lifting vegetal, astfel încât să dinamizeze un pic fibroblastele noastre, ceea ce se întâmplă acolo în derm, ca să accelereze un pic producția de colagen și elastină. Bineînțeles că nu se pot face minuni, nu vă așteptați la niște lucruri spectaculoase și niște rezultate de pe azi pe mâine. Firește că fibroblastele au nevoie de ajutor, firește că acest ajutor vine și din interior, din felul nostru de a mânca, din stilul nostru de viață, pentru că și asta este un aspect important. În momentul în care începeți să vă îngrijiți de ten, trebuie să țineți cont și de celelalte lucruri din viața voastră, nu este suficient doar să folosiți produse pe care scrie lifting vegetal și să sperați că se vor întâmpla minuni. Extractul acela se face în felul următor, deci se prelevează efectiv material, adică planta în sine, se extrage acel colagen brut care apoi se purifică, se segmentează într-un anumit fel, astfel încât el să poată fi inclus într-un produs cosmetic și apoi să fie și ușor primit de piele. Este un activ de bună calitate pe care cei de la Yves Rocher l-au tot testat, l-au tot încercat, au văzut că sunt rezultate și ca atare, numai pe studiile pe care le-au făcut ei, apoi și pe studiile pe consumatori, au văzut că sunt rezultate destul de bune, astfel încât să recomande produsele astea. Eu, din ce rețin, n-am mai avut produse de genul acesta anti-rid de la Yves Rocher, pentru că vedeți că tot de la franceză aici am învățat și din revistele glosii franțuzești pe care le citeam de foarte multă vreme și mi-aduc aminte că am fost șocată la un moment dat să citesc că procesul de îmbătrânire al pielii începe la 25 de ani. Mi s-a părut chiar, zic, nu se poate așa ceva. Ba da! Apoi, învățând la anatomie, pentru că da, mi-a plăcut această materie, m-am aflat că da, după adolescență începe un proces, bineînțeles, lent și nesesizabil de îmbătrânire. Dar de ce să nu faci de la începutul procesului lucrurile cum trebuie? Adică, ca să vă spun direct, nu trebuie să aștepți să se facă ridurile pe față ca să începi să folosești produse cu lifting. Trebuie să faci din timp lucrul ăsta, bineînțeles, să le selectezi cu atenție și să cauți produse ale unor mărci care chiar investesc timp și cercetare în aceste lucruri. Sunt ceva, pentru noi este un aspect destul de important că inclusiv ambalajele sunt reciclabile, iar hârtia care este folosită în cutiile acestor produse cosmetice provine din lemnul folosit din păduri care sunt gestionate într-un mod cu respect față de mediu. Știu că Yves Rocher face de foarte mulți ani, mi-aduc aminte încă de când fac eu blogging, mereu vedeam acele acțiuni menționate și în online, plantare de copaci și o conștientizare a consumatorului, adică fii atent și la lucrurile astea, pentru că grija de mediu chiar nu este, grija față de mediu nu este un moft, este chiar un lucru pe care fiecare trebuie să-l facă cât de puțin. Vedeam acum și mă gândeam, care e totuși produsul preferat de aici? Eu sunt o mare, să zic, iubitoare de creme de ochi și, în general, când evaluez un brand cosmetic, sunt foarte atentă la cum sunt făcute cremele de ochi, la toleranța mea, la ambalaj și așa mai departe. Iar mie, ambalajul la crema de ochi, odată mi-a plăcut, mi se pare foarte, foarte safe și foarte igienic acest tubuleț. Bun. Textura la fel, pentru că este foarte, foarte ușoară și apoi, nu e un secret, în multe clipuri pe care le găsiți pe canalul meu de YouTube am povestit despre cât de sensibilă este pielea din jurul ochilor mei, ca atare nu tolerez orice fel de cremă, iar aceasta nu mi-a dat niciun fel de neplăcere. Gândiți-vă că eu sunt și alergică la diverse polenuri și atunci am o anume sensibilitate la ochi și simt imediat. Chiar sunt creme pe care mi-ar plăcea să le folosesc mai des, dar nu le folosesc pentru că nu mă simt bine cu ele. Iar aceasta este una dintre cremele
cu care mă simt în regulă. Ca atare, să zicem așa, că dacă ar fi să aleg un, să fac un top, acesta este, să zicem, produsul preferat din gamă. Urmează apoi serul, lifting vegetal, dar acum mă uitam că deja ai consumat până pe aici. Și crema ar fi așa pe locul 3. Sunt foarte curioasă care este și produsul tău preferat de la Yves Rocher. Și din gama lifting vegetal, dar și din alte game. Eu aș putea să fac aici un top 10, dar promit să revin cu un alt clip pe această temă.